Salută, prieteni, bine ați venit pe lecția de informatică. În acest tutorial de video Excel 2016 am de gând să fac o aplicație care va calcula prețul cu taxă, să spunem prețul gros al unui produs. După aceea să presupunem că pierdut undeva unde am scris acest preț gros, nu mai știu exact cât a fost prețul cu taxă și doresc să aflu prețul net al produsului respectiv. Așa, eu sunt Iosif Botna și atunci vă invit să vedeți acest tutorial video. Să presupunem că taxa, am făcut deja capul de tabel, inițial taxa, prețul cu taxă, prețul net fără taxă. Presupunem că taxa este, să zicem, 10%, deci acest lucru este aplicabil indiferent de taxă, aceste formule pe care eu le utilizez acum. Așa, și avem prețul cu taxă, care ar trebui să fie puțin mai mare decât prețul net, dar mai întâi ar trebui să scriu prețul net, pentru că pe acest rând vreau să aflu prețul cu taxă, cunoscând taxa și prețul net. Și atunci se spune că prețul net să fie undeva la 300, așa. Bun, și atunci, ca să aflu prețul cu taxă, voi utiliza următoarea formulă, deci semnul de egalitate, așa, și atunci voi lua acest preț, această valoare din această celulă C3, după care plus, din nou, valoarea din celula C3 înmulțită cu acest procentaj 10%, așa, Enter și uitați că avem prețul cu taxă utilizând această formulă pe care o vedeți aici sus în bara de formule și prețul cu taxă este 330. Bun, acum pe următorul rând vreau să aflu prețul net, fără taxă și atunci taxa este, a fost și rămâne 10%. Așa, acum cunosc prețul cu taxă care este 330, sigur că eu am aici deja prețul net, dar presupunem că nu-l avem și doresc să fac operația inversă, adică doresc să aflu acum prețul net fără taxă, cunoscând prețul cu taxă, prețul gros și taxa. Bun, cum procedez? Voi utiliza următoarea formulă, semnul de egalitate, așa. Voi prelua prețul cu taxă, pentru că acesta este prețul pe care îl cunosc, da? După care, paranteze, nu, mai întâi acest operator de împărțire, paranteze, așa, în interiorul parantezelor, am să pun acest 1, plus taxa, procentajul de taxă, 10%. Aceasta este formula care îmi va afla prețul net, prețul fără taxă, în condițiile în care nu cunosc acest preț fără taxă, cunosc doar prețul cu taxă și taxa care a fost aplicată, da? Și atunci Enter. Și observați că obținem exact aceeași valoare, același preț pe care îl avem pe rândul de deasupra, deci 300. Bun, cam atât am avut de spus pe astăzi. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!